Reprezentanții Consiliului Județean așteaptă și astăzi candidații interesați de șefia Școlii Populare de Artă. Astăzi este ultima zi de depunere a candidaturilor și doar un dosar este depus. Numele posibilului viitor director se va anunța abia după verificarea documentelor de la dosare, respectiv după prima etapă. Concursul va avea 3 etape, iar după evaluarea planului de management și proba interviului, candidatul trebuie să obțină minim nota 8. Sper ca să avem un demn urmaș al domnului profesor Viorel Gârbaciu, pentru că Școala Populară de Artă la Gorj, și nu numai la Gorj, și în întreaga țară și peste hotare, a devenit un brand legat nemijlocit de numele domnului profesor Gârbaciu. În presă s-au vehiculat mai multe nume care ar putea ajunge să conducă Școala Populară de Artă. Este vorba despre Codruța Florescu, Pompiliu Ciolacu și Sorin Călugărița. Primii doi s-ar fi retras din cursă. Viorel Gârbaciu, actualul director al instituției, spune că mai are câteva nume care ar fi interesate, dar nu le poate dezvălui. În privința jurnalistului Sorin Călugărița, Gârbaciu a avut numai cuvinte de laudă. Sorin Călugărița, un om în care eu am foarte multă încredere, un om de foarte bună condiție și de condiție intelectuală și culturală certă, ar fi o binecuvântare, zice, pentru instituția asta dacă ar reuși să vină. Eu mai am însă și alte, nu surse, ci informații. Nu știu dacă ele se vor infirma sau confirma, vom vedea. Noul director al instituției se va anunța pe data de 11 octombrie.